Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel care în timp ce te înălțai de aici la cer, ca să șezi de-a dreapta Tatălui, cu trupul tău pe care l-ai îndumnezeit, binecuvântând pe ucenicii întristați, i-ai mângâiat, trimițând peste ei făgăduința Tatălui, că cei ce vor sta în cetate vor fi îmbrăcați cu putere de sus, îmbracă-ne cu puterea Harului și pe noi, cei care te așteptăm stând în biserica ta. Ierusalimul, cel de sus, pe care ni l-ai lăsat nouă, creștinilor, mai tare decât orice cetate din lumea aceasta, nebiruită nici de porțile iadului. Amin.